toți, stimați prieteni, stimați colegi, vă mulțumesc de încredere celor care vă susținut și celor care nu vă susținut. Deci, pricina întâlnirii noastre de astăzi este ordine de zi a ședinței de azi. Pentru a începe, rog, să vă întâlnim ca bază ordine de zi a ședinței noastre de azi. Cine este pentru, vă rog să votați. Sectorul 1. Ce scuze? Numărătorii. Sectorul 1. Cine numărătorul? Ilienu. Nu. Sectorul centru. Fracțional. Fracțional asta cine e? Sectorul 3. Sectorul 3. Lipțiu. Bine. Cine este? Cine este pentru acest candidat? Cine este pentru acest candidat? Vă rog să votați. Sectorul 1. 8. Sectorul 2. 10. Sectorul 2. Inclusiv președintele ședinței. De acolo. Sectorul 3. Înseamnă că la numărare trebuie să ne iasă 29. Cine s-a abținut? 29. Împotrivă? Nu avem. Sau unanim. Stimați colegi, trecem la la ordine de zi, ca bază, să votăm încă o dată, cer scuze, să votăm încă o dată, că nu erau identificați numărătorii. Cine este pentru aceea ca ordine de zi să fie întâlnit ca bază, vă rog să votați. Sectorul subiect care ne-a fost dat, adăugirile de urmă. 10 subiecte. 10. Ordinea de zi. Sectorul 1. Păi este 14. Nu, 10. Da, da. 8. Sectorul 2. 11. Sectorul 10. 10. Împotrivă? Nu, 29, un anii. Abținere, un anii. Poftim, dacă sunt adăugiri, propune la ordine de zi. Conducerea raionului propune 4 subiecte pe care dumneavoastră le aveți. Dumneavoastră vreți spuneți președintele raionului. Așa am spus. Cu privire la transmiterea primirea unui imobil, va fi subiectul 11, 12, privire va raporta domnul manager. Cu privire la corelarea bugetului raionului 2014, va raporta domnul Rapu. Domnul Braga va vorbi la despre casarea unor bunuri materiale din proprietatea publică și domnul Melenciu cu privire la transmiterea în proprietate a spațiului locativ. Aceste patru au fost propuse de președintele Rapu. Alte propuneri mai sunt? Doamna, a fost de acord? Da, da. Eu am întrebat ce am făcut după zi. N-a trecut prin comisie
întrebarea care e... Dar și trece în comisia asta. Dar este și o dreptă comisie. Da, da, dar nu am fost în comisie, da. Deci, eu, dar nu trebuie. Nu, eu îi dau dare, evidenție, dacă funcționă o comisie, dacă pune greu, fără comisie. Este o dare de legislație, dar nu trebuie. Este, este, dar cum să ne eu știam la astea, dar mă rog. Eu propun de stat pe loc, eu să înțeleg că întrebarea dumneavoastră se referă la utilizarea transportului din proprietatea Consiliului Rural până acum. Nu, 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 e perioada. De acum înainte? Deci, subiectul dumneavoastră se referă la aceea că să analizăm nu știu și azi și. Și să analizăm respectiv grafic de lucru la jocul. Eu am un idee, domnul Pătrat. Se lucrează până la oră, 7 și mașina aia la și nu nici cum în teritoriu, la Bărota, nu știu. Domnul Mitre, vă spărați, ori nu primim comisia, nu știu că vreți să fie o comisie. Nu. Dar nu se vorba aici. Puneți la vorba. Bine, eu supun votul întrebării noastre. Să fie impuse părtenii sau cine este pentru ca întrebarea? Dar, domnul, nu, poate vă nu trebuie să... Mai mult subiect. Deci eu a propus schimbarea partidului. Da, da, da. Stimați consilier, luând în considerație faptul, nu contează mașinile de serviciu cu este a președintelor AIOL, a vicepreședinților, a comisiilor. Deci toate au, conform legislației în vigoare, au norme stabilite de consum. Au gradul de uzură care se calculează. Și deci, nu, și dacă e, va fi strict și absolut necesar ca cineva din direcție să iasă în teritoriu, în, chiar dacă va fi companie electorală, că nu în scopul agitației electorale, dar în alt scop, nimeni nu poate să interzică. Și fiind aceste limite stabilite pentru orice unitate de transport din Consiliul Raional, deci este nonsens ceea ce propuneți dumneavoastră ca să fie aprobat așa ceva ca la orele 17 să fie mașinile închise și gata, nimeni nu are dreptul să se urce în mașină și să plece undeva. Sunt verificate normele acestea de consum, sunt stabilite, este lege deja aprobată și sunt stabilite la bugetul aprobat la începutul anului și tot. Prin asta se reflectă absolut toată activitatea ce ține de unitățile de transport. După ore de lucru să plătești două, eu văd altfel ieșirea din situație. Fiecare mașină, într-adevăr, are o normă de consum. Am vrea, dacă se poate, următoarea ședință să fie indicat pentru toți consilierii, tot garajul care dispune Consiliul Raional, cât este indicația în kilometraj actual și vrem să vedem pe 1 decembrie cât o să fie. Și atâi tot. Și dacă cineva dorește să iasă după... Să rămână acolo, iar nu cele performante din Germania, eu supun votul, dar nu mai serio. Eu supun votul propunerea propusă de consilierul Lefcini. Cine este pentru? Vă rog, votați. Modificarea denumirii proiectului decizii numărul 14. Sectorul 1. Sectorul 2. Sectorul 3. 10. Unanim. Acum, dacă nu mai sunt alte propuneri, o supun votul întregime. S-a discutat, nu a trecut prin comisie. În călcările de comisie. Dar comisie e comisie. Ce spune? Președinte, noi nu deja am propus o candidatură la președinte care se fac față ședințelor. Puneți la vot propunerea comisiei. Dar sunt comisiei. Bine, spune la vot propunerea propusă de consilierul din partea practicului Partidului Comunist. Cine este? Vă rog, votați. Consilierii, vă rog. Sectorul 1. Sectorul 2. 5. Sectorul 3. Sectorul 3. 7.
Și e după pivă? Pivă 1. Țitorul 2. Țitorul 2. Da, potrivă, s-a spus. Numărătorul la țitorul 2. Țitorul 3. Țitorul 3. Știi de la mici pătrăși, numărător. Aici, Catarul s-a votat nou. Domnul... Ce s-a obținut? Băi, băi, după aceea, vă rog. Obținut. Dacă vă întreba, nu știu mă rap, frații care sunt și face treaba. Nu am obținut. Sectorul 1. Dacă nu puteți, vă faceți. Am obținut dreptul acolo, atunci... Da, obținut. Sectorul 1, obține. 1. Sectorul 2. 3. Nu 3, nu spune dacă nu... Sectorul 3. 3. Domnul consilier, ai lucru să faci și omul. Haideți să trecem ședința, populația ne-a ales ca să ne facem datorie. Păi să faci ca și cu jucă. Vrei, dar nu. Trebuie să faci mântrii, număr de parte, generalul de pentru propunerea lui consilierului Vârtosu Vasile, 13, împotrivă, 4, abține 12. În total 29. Adică propunerea nu a întrunit numărul suficient de voturi. Acum, stimați colegi, o spunem la vot în întregime ordine de zi cu propuneri și modificări. Cine este pentru? Vă rog, votați. Sectorul 1. Sectorul 2. Sectorul 3. 10. Unde 10? Sectorul 3 cu dată. Nu, împotrivă. Sectorul 1. Sectorul 2. Sectorul 3. 1. Domnul Șlin, interpretezi? Interpretezi? Da, profesor. Le-a spus că fiecare propunere la vot în parte, dar cele patru care domnim la domnul Șlin, nu le-a pus la vot. Acele pe propunere. În întregime. Cum în întregime? S-au pus. A spus fiecare în parte, care a mers la vot. Dar domnule, ce o propunere s-au pus la vot. Dar domnule, fost am ședinte, nu s-a pus la vot, și fost am ședinte, prima care a fost. S-a pus la vot, al domnul ședinte, nu s-a pus la vot, am tot s-a pus la vot. Așelea cum o mărți, cum s-a făcut? Deci nu mă scapă bune. Propunerea nu a întrunit majoritatea. Dar o leacă, dar nu s-a fost la vot. Dacă trebuie să puneți pe toate la vot, că nu puteți. Așelea nu știu. Așelea poate. Așelea poate. Fostul licii, fostul licii prima, fostul nu fost ședinte de la secretar, și-o fost am fărtos. Două s-au pus din părți. Prima și ultima s-au pus la vot, așa din mijloc nu s-au pus. Domnul Ion, noi am votat ca bază ordine de zi cu 10 întrebări. Așa. A fost propunere care s-au supus votului și amândouă. Pe urmă, s-au pus în întregime cu toate modificările. Stai, corect. Acele patru propuneri, patru subiecte au fost inserate în capitolul în ansamblu. Deci, s-au propus în ansamblu. Aici s-au propus fiecare parte să rodească. Unde s-au propus? Cine s-au propus? Unde s-au propus chestia? Domnul Filip, dați-o voi. Poftim. Domnul Zalcoșilie, eu fac o chemare, o adresare către dumneavoastră. Haideți să nu ne numim cu calitativ, cu fel de calificativ. Haideți să avem o atitudine respectuoasă unui față de altfel și față de statutul nostru de ales local. Haideți să terminăm cu atacurile de tot genul, că ai făcut așa, că ai făcut așa, și să numim. Noi trebuie să avem atitudine și față de cei ce facem și față de persoane ca atare.
Dar domnul, haideți să vă spun data trecută să și la ajutor. Și să spun că la fiecare consiliu, dar înainte de a fi ședintea ședinței, trebuie să pregătească să nu și acum, mă scuzați, mă scuzați. Am înțeles, domnul președinte. V-am înțeles, domnul președinte. Referitor la subiectul numărul 14. Referitor la subiectul numărul 14, vă explic. Domnul Ierciu a propus modificarea proiectului numărul 14, care ulterior s-a votat în componența la ordine de zi de plină. Proiectul deciziei dumneavoastră a fost pus votului. Ca să fie clar, de acord Consiliul pentru a să examineze altfel de subiect, deoarece transportul de serviciu are statut de utilizare a lui conform legislației și este un nonsens să discutăm. De atâta ați insistat să punem la vot propunerea dumneavoastră și vă pus o care e recalcare aici în general. Stimați colegi, trebuie să vă propriu zis la ordine de zi. Da. Nu-i dau. Chiar să nu dar, eu tot n-am răspuns. Este democrația. Domnilor consilier, și conducerea de aici. Cine pierde ședința în noi azi, dacă azi și comisia, cu 100 de întrebări de bani, am în vedere cu bani, alocare, tăiere, schimbare, șușire, mii, milioane de lei, și noi în timp de o jumătate de ceas, acolo un ceas de vreme, ne-am uitat în hârtie ligerea, la care cu a ajuns, la care nu a ajuns, n-a rezultat. Dar în aceeași țară, băi, mă, care era cu o zi, cu două zile înainte, cu ședințele comisiilor, și acum mergem la ședința asta, care e vorba de mulți bani, și se formează așa o impresie, că special, unde e chestia de bani, ne împinge atunci, timp de două ore, și făcea ce vreți, ca să nu mai înțelegeți nimic în bani și așa se formează o impresie. Și doamna Margareta, ea că aici trebuie să te revoc. Iată, vreau să zic. Domnul Rami, deci eu la ordine 80 și nu era deja în sediul Consiliului, la ori jumate noi am început ședința, stimați colegii comisiei care am pus la vot, dumneavoastră personal v-ați prezentat la 9 jumate. Dar noi la 9 jumate am început lucrul la comisie și totul am examinat foarte minuțios fiecare sunt. La 9 jumătate. Dar este în altul ăla. Acum e vorba de jumătate de zi, dar o zi întreagă. Dar noi am reușit cu... E foarte clar, a fost... Și la care primarul Băgăriei își idee, la care primarul Băgăriei își idee, la care vrei mai mult, la care vrei mai puțin, dar la lucra și aceea, îți poți spune de care partid, îi dăm de fiecare rat. Au fost întrebări privitor la toate satele, au fost argumente și țele de toate satele. Și atât, totul s-a clarificat. Este plin de comisie, dar de când se explodă. Domnul Iesieschi, se explodă cum a decurs comisia. A decurs foarte bine comisia. În 28 iulie 2011, dumneavoastră, ați aprobat votul unanim regulamentul de funcționare a Consiliului Raionului, în care este scris președintele comisiei respective convoacă ședințele comisiei. Cu domnul Pietru Rotaru, care nu este prezent acum, mi-a spus franc, regulare anunță toată lumea, comisia joi dimineață la ora 8. Așa și-am scris. Domn secretar, dumneavoastră puteți să mă asigurați că v-a spus așa. Dar este regulă. Multe comisii ați zis, dar pot zâna, e cu două, dar cu trei. Păi am știut. Domnul Rău, domnul Rău, haideți să-l respectăm și veci rog să respectăm și noi. Vă spun și ei. Colegi, trecem la ordine de zi în propoziție. Prima întrebare cu ordine de zi cu privire la ajutarea bugetului Raionului și bugetului Raional pentru primul semestru anului 2014. Raportor, domnul Rău. Și pe asta comisia o să expui.